Bună dimineața, dragi prieteni! Luni dimineața, ora 9 fără 2 minute, intrăm în Palatul Parlamentului pentru o nouă săptămână de luptă cu sistemul. Mulțumesc celor care s-au abonat la canalul meu de YouTube în ultima perioadă. Am ajuns la 12.000-13.000 de vizualizări la clipul de la Cluj. E bine pentru YouTube, unde nu avem încă un public format. Am fost în podcast la Sorin Constantinescu. Când aveți vreme să vă uitați, am pus un extras în vlogul de acum 2 zile. Să vedem cum Marcel stârnește furie în sectorul public. Marcel Boloș, ministru de finanțe, a anunțat că oprește achizițiile pentru hârtie igienică, a găsit preotul pus la finanțe de unde o să facă economii. Îl avem la ora guvernului azi, la ora 4. O să vorbesc, până atunci avem ședință de grup, avem ședințe cu mai multe echipe de lucru, că cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Din păcate, cam bate vântul pe aici, prin Palatul Parlamentului. Nu e nimeni pe scurt, așa. Dar îi aducem noi la muncă, cu forța, dacă trebuie. Abonați-vă la canalul de YouTube. Am făcut și un canal nou de WhatsApp. George Simion, președinte AUR. Avem deja 15.000 de urmăritori acolo. O să vă las link-ul în comentarii ca să vă abonați și voi, dar nu e suficient să vă abonați, trebuie să apăsați urmărire și după aceea să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări, că altfel nu vor ajunge noutățile la voi. Să avem o săptămână cât mai bună, vă îmbrățișez de aici, din Parlament. Gata, am terminat o ședință aici legată de comunicare, ne îndreptăm spre ședința mare de grup cu domnul purtător de cuvânt, domnul Da, Dan Tănase. Ce față aveți, domnul Dan Tănase? față foarte simpatică. Mulțumesc Da. Doamne ajută. Ar trebui să îi pregătim niște hârtie igienică domnului ministru de finanțe Boloș astăzi la ora guvernului, dar cum gesturile acestea ar fi catalogate ca fiind circ, scandal și ar fi duse într-o anumită categorie, poate că nu facem lucrul ăsta. Ministrul de Finanțe, care are o calificare de teolog la bază, a găsit de unde să economisească bani la bugetul statului, să oprească achizițiile de hârtie igienică. Ăsta este nivelul, îl vom avea pe ministrul Marcel Boloș la ora guvernului astăzi, la ora 16, și o să vreau să iau cuvântul, dacă mai vor și alți colegi, nu avem nimic împotrivă. Astăzi pregătim ziua de joi, în care AUR invită toate partidele și lideri marcanți de la toate formațiunile politice pentru a dezbate forma de reformă administrativă care trebuie în România. Respingem categoric ideea de regionalizare, însă trebuie să eficientizăm tot ce înseamnă aparat de stat. Sunt 500.000 de membri de partid angajați la stat în momentul ăsta, care nu fac decât să paraziteze și administrația locală și administrația centrală. Avem primari, viceprimari, consilieri locali care nu își justifică banii primiți, așa că tăind din administrația de stat membrii de partid, economisim, nu tăind hârtie igienică, domnul Boloș. Săptămâna aceasta vom avea caravana medicală la Olt și la 4 luni de când caravana medicală și Spitalul Mobil AUR face bine românilor, vom avea un bilanț sâmbătă la Craiova, la domnul deputat Ringo Dămureanu. Vreau să vă rog, dragi colegi, pe toată perioada acestei săptămâni să vă implicați. Este și o perioadă de
bilanț, primele 10 luni ale anului, intrăm în ultimele două luni, în noiembrie și decembrie. Această coaliție de guvernare care dorește să rămână la conducerea României până în 2028, până în 2029, chiar pentru că mandatul viitorului președinte va fi până în 2029, trebuie oprită și suntem singura forță parlamentară care o poate face, suntem singura forță suveranistă care pe 9 iunie la alegerile europarlamentare se bate pentru primul loc. În acest sens o să pornim de miercuri și caravana cu toți candidații noștri la alegerile europarlamentare în toate județele țării. În luna noiembrie, autocarul Patrioți în Europa ajunge în toate județele țării, unde colegii noștri din județe și oameni din localitățile respective îi vor întâmpina. Vă rog, domnule deputat, pe procedură înainte de a trece la prezentarea moțiunii. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este o zi tristă pentru România. Sunt 8 ani de la teribilul incendiu din Clubul Colectiv și pentru memoria celor care și-au pierdut viața atunci, precum și pentru ultimul veteran al Armatei Române, domnul general Constantin Năstase, care s-a dus către domnul la vârsta de 108 ani astăzi, din județul Argeș, vreau să vă rog să ținem un moment de reculegere. Vă rog să vă ridicați. Dumnezeu să-i odihnească. 5 minute, îl invit la cuvânt pe domnul deputat Simeon George Nicolae. În mod normal, ar fi trebuit în numele zecilor și sutelor de mii de firme românești care sunt afectate de măsurile fiscale pe care le-ați luat, să aruncăm cu hârtia asta igienică în dumneavoastră, că înțeleg că în asta constă măsurile fiscale. Da, suntem oameni civilizați și o să vă zic câteva lucruri care chiar contează, nu limbajul suburban pe care l-am văzut aici în Camera Deputaților. 1. Ați eliminat plățile cu numerar, ați eliminat posibilitatea ca oamenii să fie plătiți în numerar și la fiecare depunere, de exemplu, la prietenii dumneavoastră din Austria, de care n-aveți voie să vă atingeți, cei de la Erste, se plătește un impozit de 1%. 1% din fiecare operațiune care sunt trimiși în Viena. Domnule ministru, dați drumul plăților pentru lucrările publice, dacă vreți să aveți încasări la bugetul de stat. Pentru că dacă efectuați plățile, o să aibă și antreprenorii români cum să vă plătească impozite și taxe. Altfel, firmele românești o să intre în insolvență și după aceea în faliment și nu o să facem decât să intrăm într-un cerc vicios. Ați mărit, și ăsta e al treilea lucru, pentru că vreau să-l las și pe colegul meu, Adrian Axinia, ați mărit salariile de la Ministerul de Finanțe. Acum, după aceste măsuri de austeritate, după ce ați băgat în groapă firmele românești pe care le taxați cu 3%, pe când mari contribuabili, multinaționalele, au o cotă de impozitare 0,48, 0,50, 0,52%, și le mai dat și ajutoare de stat, cum e cazul recent, celebru, cu Coca-Cola. Vă felicit, domnule ministru, studiile dumneavoastră în teologie ne ajută mult în această perioadă. Firmele românești sunt foarte, foarte ajutate de politicile pe care le îndeplineți. Succes! Atâta timp cât vinovații nu vor fi identificați și de vinovați au fost considerați cei care n-aveau nicio treabă, patronii clubului, cei care au adus pirotehnia, cei 64 care au murit aici și mulți alți schilodiți nu vor avea dreptate făcută. Tocmai de aceea e important
ca să ne luptăm până la capăt pentru cauza noastră și pentru dreptate și pentru o țară care să-și respecte toți cetățenii.